A încercat să treacă frontiera pe jos cu o sumă impunătoare de bani în rucsac. Este isprava unui bărbat de 47 de ani din Chișinău, prins la postul vamal Leușeni cu 84.000 de lire nedeclarate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Bărbatul ar fi șofer de autocar pe cursa Marea Britanie, Republica Moldova, și s-a aventurat să treacă frontiera crezând că va reuși să evite controlul. Vameșii l-au observat în timp ce se îndrepta spre intrarea Republica Moldova, aflându-se după linia de control. A fost inițiat un dosar penal pentru tentativă de contrabandă cu bunuri a căror valoare depășește 400.000 de lei. Oamenii legii urmează să stabilească proveniența banilor și persoanele implicate în presupusa schemă infracțională.